Și bine ați revenit la Casa de Cultură Friedrich Schiller, Casa Minorității Germane din București, care aproape un an a avut mai activitate culturală online. Mă bucur foarte mult că avem onoarea ca în această seară să o avem pe doamna Clelia Ifrim din nou la Casa Schiller. Aș vrea doar să menționez că dânsa a mai fost la noi prima dată, în 2019, când a prezentat portretul unui scriitor. În această seară va prezenta un volum bilingv în română și limba germană, care se numește Mieilu Abel sau Abel's Lemmer, care a fost tradus în limba germană de domnul dr. Christian W. Schenk, care din păcate n-a putut să vină la acest eveniment. Dânsul este din Brașov și trăiește în Germania, dar s-a ocupat foarte mult de literatura română de la noi. Și sperăm că poate la anul, cu altă ocazie, va fi și dânsul aici la noi. De asemenea, aș vrea să salut pe domnul dr. Radu Șerban, scriitor și ex-ambasador al României în Japonia, și pe domnul Vasile Pulinaru, directorul editurii Coresi. Despre doamna Clelia Ifrim, o rog pe colega mea, Aurora Fabricius, să o prezinte. Vă spun și eu bună seara și bine ați venit. Aș vrea să vă spun că n-a fost ușoară perioada online, ca nimeni de pe planetă n-a fost mulțumit, dar acum începem o mică relaxare, eu spun și spirituală, pentru că, într-adevăr, cultura nu poate fi părăsită. Iar astăzi, sărbătoarea pe care ne-o produce Clelia Ifrim, cu poezia ei modernă și cu cei doi invitați de marcă, este o sărbătoare a minții și a sufletului, cât și a inimii. De ce spun că este poezia și muzica, alături de muzică, de ce spun că sunt fără egal? Pentru că nu putem trăi fără ele, pentru că degeaba de două decenii încercăm să renunțăm la lectură sau să o trecem în alte planuri, pierderea este a noastră. Încetul cu încetul va trebui să revenim, iar Clelia Ifrim este prezentă, este prezentă cu versurile sale moderne, cu gândirea ei, să zic, care sparge granițe. Clelia a depășit granițele nu numai prin sensibilitate, har, pricepere, prin abordarea unor teme grave ale existenței. Eu cred că este aportul cel mai de preț al Cleliei Ifrim. Ea se ocupă de cele mai grave momente ale trecerii noastre pe pământ. Că iubește natura, că se interferează cu ea, nu trebuie să vă spun. Că vibrează la dragostea față de semeni, nu trebuie să vă subliniez. Dar marele har al Cleliei este că rămâne poet, dincolo de faptul că este un eseist, dincolo de faptul că scrie atât de frumos proză, dramaturgie. Nu pot să spun de poezia haiku, că acolo nici măcar nu vreau să mă ating, că avem un mare specialist și în sală mai sunt dragi specialiști, dar este marele merit al ei
că rămâne scris vorba lui Shakespeare pe fruntea ei, poeta. Vreau să vă spun că poezia, ca și muzica, e adevărat nesolicită, nu numai priceperi, nu numai sensibilități, nu numai pregătiri, nesolicită date în plus. E foarte greu să prezinți un poet. Poate toți criticii să fie prezenți în analiza poeziilor? Nu, nici gând. Trebuie ei înșiși să fie poet. Cum este și editorul Cleliei Ifrim, domnul Vasile Poenaru. Nu întâmplător, să zic, fac aceste prezentări împreună, pentru că destinul Cleliei Ifrim este legat de un editor care, de fapt, este poet în primul rând. Domnul Vasile Poenaru, nu întâmplător, este un cutezător, fiindcă se ocupă de editură în niște decenii criminale. Eu nu știu cum se rezolvă o editură cu desfacerea în aceste momente, când oamenii încearcă să părăsească lectura. Este o mare crimă, este o susținere și va spune fără rezerve o supraviețuire lectura. Sigur că atunci când vorbești de domnul Vasile Poenaru, vorbești de autorul pentru copii, vorbești de un lector universitar, vorbești de un formator, vorbești, e adevărat, de editor, nu mai vorbesc, dar lexicograful pe mine m-a fascinat, pentru că eram îngrijorat cu toții după Revoluție, ne-au dispărut oamenii care știu să facă dicționare și enciclopediștii. Nu. Dânsul se ocupă și de lexicografie. Trec la alt invitat, care tot se leagă de destinul Cleliei Ifrim. Domnul doctor în economie, Radu Șerban, de ce o spun zâmbind? Pentru că este un om pozitiv, care a luat viața în piept, căruia a deschis destinul porțile și ca distanțe, și spiritual, și dânsul, sigur, l-a ascultat pe Confucius, s-a autocultivat în permanență. Domnul Radu Șerban și-a ales ca punct culminant în viață stația Tokyo. E frumos spus, dar asta nu înseamnă puțin. Este obligația că dincolo de cultura română, care a fascinat și fascinează în continuare și prin Clelia Ifrim, iată, a abordat o cultură, aceea Japoniei, care nu este de aici de acolo. Am citit cu toții din sală ce s-a tradus. Ei bine, nu cu toții am putut să o pătrundem. Este o altă lume, este o altă societate, o altă credință. Ei bine, dânsul, să zic, a păstorit acolo, a văzut interferențele și a făcut lucruri mărețe de-a lungul acestor funcții care par rigide, dar nu totdeauna trebuie să le lăsăm să fie rigide. Și dânsul va fi alături de Clelia Ifrim, pentru că și dânsul este un membru al poeziei haiku, ai societății minunate. De ce nu? Este un lucru modern în care trebuie să ne avântăm cu toții. Încetul cu încetul putem câștiga. Și Clelia ne ajută. Ea a avut această menire, are acest har. O felicităm. Eu nu pot să spun decât, aș vrea să mă opresc, să nu acaparez atenția dumneavoastră, dar nu pot să mă opresc înainte să vă spun că la ea, ca și la poeții buni, adevărați, și ea este în reverberațiile lui Mihai Eminescu și în vibrațiile lui Nichita Stănescu, este, să zic așa, urmașa unei școli de literatură, de fapt, care este literatura română, are poeți mari și adevărați, dar la ea adevărul stă ascuns. Vorba lui André Malraux, de multe ori, în ceea ce nu se vede, o metaforă, un simbol, asta va rămâne să spune ceilalți vorbitori. Vreau să vă spun ceva. Am rugat-o pe Clelia să dea citire unui
poem de suflet care se numește, scurt, se numește Ascultare. Am vrut să-l citesc eu. Cred că e mai bine că ea este, să zic, în interiorul acestui poem. Clelia, te rugăm. Mulțumesc și mulțumesc și bine ați venit. Aș vrea să spun însă două cuvinte înainte de a citi poemul. Domnul Cristian William Schenk din Germania vă transmite salutul dânsului. Nu a putut veni acum, deci traducătorul cărții mele rapid, așa, într-o săptămână a făcut-o. Deci trebuie să fie la festivalul La Filit în septembrie, acum pe 10 septembrie la Iași, după care trebuie să fie din nou în noiembrie la filiala din Iași, fiind membru al filialei de acolo. Deci această a treia situație când ar fi trebuit să vină în România a fost prea mult, mai ales în vremea aceasta de pandemie. Mă rog să vă transmit toate cele bune și să citim împreună poemele din cartea pe care a tradus-o. Ascultare. Dacă ar striga păsările, s-ar așeza deasupra cuvintelor, ca un câmp magnetic cu flori de nu mă uita. Dar încă nu este timpul. Am învățat să scriu cu un cui de pământ. Nu este nicio problemă. M-am obișnuit. Mâinile ascultă de el, el ascultă de cuvinte și cuvintele de păsări. Folksamkeit. Folksamkeit. Wenn ich die Vögel rufen würde, sie würde sich über die Worte setzen. Ein magnetisches Field mit Vergissmeinnicht-Blumen. Aber es ist noch nicht so weit. Ich habe gelernt, mit einem Erdnagel zu schreiben. Kein Problem, ich bin gewöhnt. Die Hände sind folgsam, er hört auf die Worte und die Worte auf die Vögel. Va mai urma un moment de două, trei poeme, să zic, citite paralel, dar înainte de asta îi dăm cuvântul domnului Vasile Poenaru. Ne cerem scuze că luăm asemenea ordine, că nici nu știam pe cine să invit mai întâi, dar editorul de data aceasta spune cuvântul și este un editor versat, pentru că nu-i la prima colaborare când Clelia Ifrim. Vă rog, puteți să stați jos, să stați comod. Mă bucur foarte mult de această întâlnire. Bună seara! Mă bucur nespus de mult de această întâlnire și vreau să vă spun că mă simt foarte bine și foarte acasă. În primul rând pentru că mă aflu între prieteni. Autorii pe care îi publicăm devin și prietenii noștri și creăm așa o familie. Atât aici la masă sunt autorii noștri, cât și în sală sunt câțiva autori de noștri. Dar, sigur, acum ne vom concentra atenția asupra doamnei Clelia Ifrim. De asemenea, acest așezământ de cultură îmi este mie foarte drag, pentru că și înainte de Revoluție și după am venit aici și am urmat cursuri de germană. Am împrumutat cărți în limba germană mulți ani, mai ales după Revoluție. Mă rog, până în momentul în care, așa de
puțin timp mi-am rămas pentru lectură, încât a trebuit să las la o parte lectura în limba germană, ceea ce sigur că regret. Vorbind despre Clelia Ifrim în acest context, sigur că ne vom concentra pe cea mai recentă carte a domniei sale, care este Miei lui Abel, atât în română cât și în germană. Traducerea este excelentă și făcută de un mare profesionist. Christian Wilhelm Schenk este un om de cultură și un traducător de cea mai înaltă marcă. Însă, aceasta este cea mai recentă carte pe care am publicat-o. Sigur, doamna Clelia Ifrim, când a venit la editură, deja avea alte cărți publicate în alte edituri și, în paralel, a mai publicat cărți și în alte părți, dar cărțile publicate la noi ne arată foarte clar care este cuprinderea talentului său. Clelia Ifrim scrie versuri. Aici avem o carte, se cheamă Scrisorile porumbelului, The Letters of the Dove, în limba română și în limba engleză. The Letters of the Dove, All English Edition. Alte poezii găsim în The Mountain of Nightingales, Muntele Privighetorilor. Dar aici avem piese de teatru, Floare de scorțișoară. Cartea de oaspeți este un microroman, un poem scris de, inițiat de Clelia Ifrim, dar continuat de mai mulți autori, printre care și domnul ambasador, excelența sa, ambasadorul Radu Șerban. Aici avem un poem scris în lanț, deci după ce scrie primul, scrie următorul și așa mai departe. Se cheamă Cai albi în soare, Cai albi în soare, White Horses in the Snowfall, deci și această carte este bilingvă. O altă carte de versuri, Ghetele mamei, care are și o ediție în limba engleză, My Mother's Boots. Și în acest volum o regăsim pe Clelia Ifrim ca traducătoare. A tradus poeme de o mare poetă japoneză, Mariko Sumikura, în cartea Iubirea, o legătură neobișnuită. Încă o piesă de teatru, se cheamă Colonia de păsări, un alt roman, Rudele Domnului, și o altă traducere din Kikumi Shimoda, Vasul de lut, poeme răsădite în limba română de Clelia Ifrim. Acestea sunt cărțile pe care doamna Ifrim a binevoit să ni le prezinte. Noi le-am lucrat cu mult drag. În fiecare din acestea m-am implicat și eu personal. Și pe toate le iubesc. Sunt cărți pe care le recomand din adâncul sufletului, pentru că aici avem de-a face cu arta adevărată, cu o trăire profundă și foarte originală. Revenind la Miei lui Abel, Abel's Lemmer, aș vrea să vă citesc și eu o poezie. Sau poate facem același lucru, să citească întâi doamna și pe urmă să citesc eu partea pe care ar fi trebuit să citească domnul Schenk. Chiar Miei lui Abel aș vrea să citim. Microfon. E la pagina 34. Puteți mai asta să urmăriți în volumul pe care cu drag vi l-am oferit. Miei lui Abel. Febra urcă și coboară ca un munte surpat. Lucerna este verde și mâine în zori vor veni vitele la păscut.
linia termometrului coboară sub pășune. Copiii nenăscuți vin și îmi povestesc ce vor ei. Niciunul nu știe cum mă cheamă, nici între ei nu se cunosc. Au doar semnul soarelui pe frunte, ca și mine. Abels Lämmer. Das Vieh steigt und fällt wie ein umgestürzter Berg. Die Luzerne ist grün und morgen früh wird das Vieh zum Grasen kommen. Die Thermometersäule steigt unter die Weide hinab. Die ungeborenen Kinder kommen und erzählen mir, was sie wollen. Keiner kennt meinen Namen. Sie kennen sich nicht mal untereinander. Sie haben nur das Sonnenzeichen auf der Stirn. Genau wie ich. Mulțumesc. Am crezut că ne mai recită încă un... Acum să vă mai spun de absentul al treilea, ca să nu rămâneți cu semne de întrebare. A survenit ceva la dramaturgul Radu F. Alexandru alaltăieri seară și n-a putut fi alături de noi. Dânsul a avut și are cuvinte foarte frumoase despre dramaturgul Clelia Ifrim. O apreciază și ca poetă, și ca eseist, și ca traducător, dar în primul rând crede ca și noi toți care am citit dramaturgia Cleliei, are replică. Nu e puțin lucru, este succinta, cuprinzătoare, sintetică și are replică. Alături de domnul Vasile Poenaru, bucuria noastră se îndreaptă și către acest japonezist care a îmbinat aceste culturi ale lumii, plecând de la o cultură română, să zic, cu școli de poezie, de teatru, nu? Avem de toate. Ei bine, aș vrea să ne destăinuie secretul, mirajul, miracolului poeziei haiku, pentru că există un miracol. Al doilea, aș vrea să ne spună de ce se întrepătrund aceste două culturi, cea română și cea japoneză, pentru că există un mister pe care noi nu putem să-l dezlegăm, dar există trăsături care le unește, nu le despart. Vă rog, domnul Radu Șerban. Bună seara! Vă mulțumesc că m-ați invitat, sunt pentru prima dată aici și mă bucur foarte mult să fiu cu ocazia lansării acestei cărți a doamnei Clelia Ifrim. Înainte de a răspunde la cele două întrebări despre haiku și despre interferențele culturale româno-nipone, dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre autoarea acestei cărți minunate, Meilui Abel. Am să vorbesc numai și numai din perspectivă niponă, pentru că în rest nu sunt nici calificat să o caracterizez, dar pot să spun că i-am simțit talentul de la bun început când am aflat despre poezia domniei sale la Tokyo. Și poate cel mai important lucru pentru un om care a trăit în Japonia și mai ales un român care a trăit în Japonia este să afle că singura poezie extraterestră, cum mi-a plăcut mie să o numesc, este poezia doamnei Clelia Ifrim, selectată de JAXA, de Societatea Japoneză de studii extraterestre, să-i spunem, selectată special pentru a fi trimisă pe stația internațională Kibo. Pentru mine a fost un lucru extraordinar, pentru că, sigur, îi știu pe japonezi, au predilecție pentru calitate,
sunt perfecționiști și ca atare mă așteptam să selecteze, de ce nu, un Shakespeare. Și iată, au ales o poezie a unei românce. Cum să nu fiu mândru ca reprezentant al României la Tokyo? Deci, pentru mine, cel mai important punct în activitatea mea de 4 ani jumate ca ambasador, din punct de vedere al poeziei, al literaturii române, a fost această selecție. Sigur că de multe ori am văzut în presa japoneză referiri la poeta Clelia Ifriu. Și am să vă spun doar câteva apariții. The Mainichi Daily News, The Asahi Shimbun, Ko, Mushi Megane, The Mie Times, The Modern Haiku. Deci să știm cu toții, poezia Clelia Ifriu se află într-o bibliotecă din cer, așa cum frumos s-a scris în ziarul Lumina. Dar cel mai important volum în Japonia al Clelia Ifriu este My Loved Japan, Japonia mea iubită. O carte extraordinară de haiku, publicată în anul 2011, după extraordinarul cutremur din estul Japoniei și catastrofa nucleară de la Fukushima. Nici nu știu dacă a fost în Japonia în perioada aceea, însă pentru mine a fost o revelație nemaipomenită, pentru că eu, atunci când am prezentat scrisorile de acreditare la Împăratul Japoniei, la Majestatea sa, în 23 aprilie 2012, i-am promis că prima mea ieșire din Tokyo va fi la Fukushima, în zona extraordinar afectată de acel cutremur. Și vizitând un sat de acolo care a fost evacuat, satul Iitate, am mers împreună cu primarul de acolo, am avut așa o senzație de foarte stranie, pentru că era absolut pustiu satul, nicio mișcare, nicio vorbă, niciun om, doar pe aici, pe acolo, câte un câine sau o pisică abandonate. Și, după un timp, citesc acest minunat haiku. Și parcă mă simțeam în satul Iitate, la vremea aceea, în 2012. Satul de pescari, niciun sunet, niciun glas, doar drumul lunii. Satul de pescari, niciun sunet, niciun glas, doar drumul lunii. M-am simțit acolo, în satul Iitate. Această carte a fost cotată de către cotidianul de limbă engleză Japan Times drept una dintre cele mai bune cărți ale anului 2011. Felicitări! M-am simțit mândru să fiu ambasadorul României la Tokyo când am aflat acest lucru. Mai mult, această carte a primit și Grand Prix pentru haiku în limba engleză la festivalul Matsuo Basho din Japonia în același an 2011. Aș vrea să mai amintesc niște lucruri tot numai din perspectivă japoneză despre poeta Clelia Ifriu. Este membra Asociației Universale a Poeților Japonezi, Junpa, din Japonia. O găsiți foarte ușor pe Haikupedia, un CV sintetic, dar foarte reprezentativ. Domnul Hidenori Hiruta, de la Akita International, care a tradus în limba japoneză acea carte, My Love Japan, spunea despre Clelia Ifriu: te rog, citește această carte și plonjează tu însuți în universul unui foarte original gânditor și artist, a cărui sensibilitate umple inima fiecărui cititor cu cea mai subtilă muzică a cuvintelor și ideilor pe care le-ai ascultat vreodată. Dați-mi voie să repet. Foarte original gânditor și artist, a cărui sensibilitate umple inima fiecărui cititor cu cea mai subtilă muzică a cuvintelor și ideilor pe care le-ai ascultat vreodată.
o spune un specialist japonez în haiku. Un alt haikuist, să-i spunem, japonez, pe care l-am întâlnit în 2018 la București, împreună cu Clelia Ifrim, Tuzen Nishiike, președintele Asociației de Haiku Himabari, Himabari însemnând Floarea Soarelui, are o deosebită apreciere pentru autoarea de haiku, Clelia Ifrim. Am scris și eu despre Clelia Ifrim și am să vă citesc ceva din ce am scris despre cartea Faptele Îngerilor. Și, sigur, reiau un fragment tot legat de Japonia, pentru că despre altceva nu am ce să vorbesc. Vântul de primăvară ne sugerează briza zeilor, în japoneză kamikaze, din cultura niponă, fără vreo conotație de suicid. Sigur că știm cu toții că kamikaze erau acei piloți de avioane din al doilea război mondial care se sinucideau. Nu, kamikaze înseamnă briza zeilor. Din potrivă, sub protecția îngerilor, viața triumfă. Reverberațiile japoneze devin pregnante, mai ales în final, prin cântecul de leagă în quasi inteligibil. Pentru mine, sonoritățile nipone din piesă au multă relevanță. Citind finalul piesei, mi-am amintit discursul unui ministru de externe la Fukushima în anul 2013, în care se repetau cuvintele Kokoro Kara. Eram la început, nu știam, nu înțelegeam nimic în japoneză, m-am îndreptat spre un japonez de lângă mine și l-am întrebat ce înseamnă mereu Kokoro Kara. Și el îmi spune, din adâncul inimii. De aceea, înțeleg poate dincolo de cuvinte, cuibul inimii, Kokoro no Su, din care izvorăște îndrăzneala scriitoarei de a ieși din cotidian. Sigur că am scris și despre un volum de haiku, Roata Vieții, poezia japoneză contemporană, și citez, prin transpunerea în românește a creației unor poeți niponi contemporani, doamna Ifrim ne invită la o plimbare pe nori, plecând din grădina care dă spre cer, pe o pală de vânt și o rază de lumină, cu inspirate construcții românești reverberate în cuget. Poeții niponi țes cu iscusințe experiențe umane într-o diafană pânză lirică pe care traducătoarea o recompune minuțios în limba română. Astfel, în căutarea unei ancore universale, Mariko Sumikura definește puterea sufletului drept stea polară în jurul căreia gravitează o întreagă constelație de valori umane. După ce am trăit 4 ani și jumătate printre valorile umane ale Japoniei, am curajul să afirm că în limbajul cărții transpare un comportament colocvial nipon simplificat, prin magii artistice până la esențe. Și vorbind despre esențe, am să trec un pic la haiku, pentru că haiku este de fapt esența, să zic, poeziei nipone, poate este superflu, dar am să vă spun ce înseamnă un haiku, deci cele 3 versuri, 5, 7, 5 silabe, cu niște reguli destul de fixe, numai că în ultimul timp, mai ales în limbi străine, fiecare scrie haiku după cum dorește el. De regulă, la Matsuo Basho, părintele haiku, se făcea referire la un anotimp. Și exista un cuvânt care, cutting word în engleză, care rupe oarecum 2 părți ale poemului, dar eu, astăzi, după ce am publicat 11 plachete de haiku, și mulțumesc prietenului Vasile pentru sprijinul pe care mi l-a dat în publicarea mai multor volume, pot să vă spun că e foarte greu să definim haiku.
În ultima vreme eu chiar am publicat niște versuri care nu au directă legătură cu regulile stricte ale poemului în trei versuri, desprinzându-mă puțin de referirea la un anotimp și apropiindu-mă mai mult de, să zic, sufletul omului. Și Reflections, de exemplu, a fost un volum în limba engleză, dar sigur pe care l-am tradus din română, care a fost poate un început, de la care oarecum am trezit că am fost invitat de British Haiku Society să le vorbesc despre haiku așa, din perspectiva românească. În decembrie 2020 am reușit să dăm la Haikupedia o prezentare destul de voluminoasă împreună cu Vasile Moldovan despre haiku în România și nu pot să nu-mi amintesc, am repetat-o de atâtea ori, am scris-o și în volumul Stația Tokyo, la prima întâlnire cu împăratul Japoniei i-am promis că voi urca pe muntele Fuji. Și am reușit în 2014. Dar ceea ce l-a cucerit în mod deosebit a fost faptul că am recitat în limba japoneză cel mai cunoscut haiku al lui Matsuo Basho. Am să încerc să vi-l spun în japoneză, chiar dacă nimeni nu o să înțeleagă nimic. Dar sună foarte limpede și în limba japoneză muzicalitatea aceea 5-7-5 se leagă de limbajul cotidian al fiecărui japonez. L-am învățat, eram la Londra, de acolo am fost trimis ambasador la Tokyo și l-am învățat pentru că m-am gândit, domnule, ce pot eu să-i spun împăratului la o discuție colocvială la prima întâlnire. Și am învățat așa, după ureche, acest haiku, care sună așa. Furu ikeya, kawazu tobikomu, mizu no oto. Vă sugerez să-l căutați, foarte simplu, îl găsiți pe internet. Haiku despre brâncuși. Am reușit să scriu un volum de foto-haiku cu poeme legate de sculpturile lui Brâncuși. Este publicat pe un site al unei societăți de haiku. Mie mi s-a părut ceva extraordinar. Am găsit în Japonia numai puțin de 14 lucrări originale ale lui Brâncuși. Incredibil pentru mine. Ne întâlneam cu ambasadorii din Uniunea Europeană și spuneam, dom'le, ce credem noi că este mai semnificativ pentru țara pe care o reprezentăm? Și mi-am dat seama că nimic nu e mai important când vorbești despre România, decât Brâncuși. Chiar dacă pe aici, pe acolo, România, Dracula, Nadia Comăneci, foarte cunoscută. Dar Brâncuși este extraordinar. De ce? Pentru că Brâncuși a mers la esențe. Așa cum poezia japoneză merge la esențe tocmai prin haiku. Și iată că în felul acesta, oarecum, am ajuns să vă fac și legătura între cultura română și cultura japoneză. Am publicat recent o carte, tot la editura Coresi, care se cheamă Români de Roman în Japonia. Am scris despre 14 români foarte faimoși care au trăit în Japonia, începând cu anul 1872 și până la al doilea război mondial. Al 14-lea este singurul care nu a vizitat Japonia, dar care este mai bine cunoscut în Japonia decât oricare dintre ceilalți, și anume Constantin Brâncuși. Pe unde am mers la muzee, primul lucru am mers la Yokohama, acolo este o pasăre maestră a lui Brâncuși. Am mers cu soția, un muzeu mare, și la intrare am zis, hai să nu bâșbâim prin săl, să întrebăm unde este sculptura lui Brâncuși. Gândind că, sigur, lumea știe de Brâncuși. Se uită la noi, nu avem Brâncuși.
caut pe internet, pe telefon, să le arăt. Uite, la voi, la muzeul din Yokohama există pasta. Și vorbesc cu soția și îi spun, păi Brâncuș. A, Brâncuș, da, sigur, avem. Surpriză mare, deci ei pronunță în românește, Brâncuș, foarte clar. Și cu directoarea muzeului din Yokohama a făcut un frumos seminar despre Brâncuș acolo. A fost bine, bine primit, am avut 70 de persoane, ne așteptam la vreo 40, a fost surprinzător de multă lume. Și vă spun, pe unde am mers prin muzee, când vorbeam despre Brâncuș, erau, se luminau la față. Sunt lucruri mărunte din afinități sau legături între cultura română și japoneză. Am scris un articol și am prezentat la Societatea de Haiku Internațională din Tokyo despre haiku în România și am susținut că și haiku poate și trebuie să fie inclus pe lista patrimoniului UNESCO alături de doina. Surprinzător, în dosarul lor de la UNESCO la Paris au pus și pe Doria mea și sper că în curând și haiku să intre în patrimoniul universal intangibil alături de doina românească. Deci am făcut această paralelă doina-haiku cu niște subtilități. Sigur, sunt câteva cuvinte care se aseamănă. Sato, în limba japoneză, înseamnă sat. Și când le spuneam sato, rămâneau surprinși. Dar și mai interesant, undeva la munte am găsit sate identice cu cele din Munții Apuseni, undeva spre Roșia Montană, de unde este și străbunicul meu și am pozat casa străbunicului, am avut o prezentare în PowerPoint și am pus alături casa străbunicului din Munții Apuseni și o casă din Munții Japoneni. Incredibil de asemănătoare și vă dați seama în perioada în care nu existase nicio legătură între Japonia și România. Pe temelie de piatră, din bușteni, cu acoperiș de paie, incredibil de asemănătoare. Și ne-au dus în interior, am vizitat, totul construit fără cuie de metal, totul numai din lemn. Asemănare extraordinară. Sigur că am mai descoperit și alte coincidențe, să zic. De exemplu, IE, am făcut în fiecare an sărbătoarea IE românești, la Tokyo, dar la ambasadă, dar când le spuneam despre IE, IE înseamnă acasă. Și le-am spus, da, sigur, și eu când văd o IE, mă simt acasă. Sigur, sunt multe povești de spus, mă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție și felicitări. Un povestitor mare, dar și viața a fost plină de multe minuni. Apropo de Brâncuș, sigur, este cartea noastră de vizită a mers la esențe. Cred că cu asta a cucerit și Japonia, pentru că te duce direct la esențe nu este un ușor lucru. Asta am și apreciat la Clelia Ifrim, că merge în puține slove la sentimente uriașe, la trăiri extraordinare, la iubiri de natură și de oameni din jurul ei, din viața ei, care i-a fost dată. Fiecare avem o viață care ne-a fost dată. Important este să știm ce facem cu ea. Și cred că Clelia Ifrim este motivată din punctul ăsta de vedere. Domnul Radu Șerban, sunteți o comoară la casa omului, este și povestitor mare, lent, dar iată, vecinătatea cu Brâncuș și ne trezește la toată lumea, nu? Iar domnul Vasile Poenaru ne-a rezolvat lectura bilingvă. Da, aș mai vrea, după ce vorbiți încă, să mai abordăm două poeme. Da, eu aș vrea să vă sugerez să facem un portret de scriitor Radu Șerban la următoarea întâlnire, dacă sunteți de acord. Chiar dacă venim numai cu cărțile publicate de noi și deja avem foarte multe de spus.
Domnul ambasador a menționat o carte a Cleliei Ifrim care se cheamă My Loved Japan. Și această carte e publicată de noi, numai în format e-book, pe Amazon, în format Kindle. Puteți să o accesați acolo, costă foarte puțin, ceva de genul un dolar. Deci, My Loved Japan, o carte foarte apreciată și premiată în Japonia. O recomand din adâncul sufletului. Amazon.com. Să o invităm pe Clelia Ifrim să vă spună bucuria de săptămâna trecută încă o dată, pentru că aș dori să vă dea câteva amănunte în plus despre Yokohama, da? Te rog. Aș menționa înainte că prima carte care am publicat-o la domnul Vasile Boenaru e tocmai aceasta, My Love Japan. Ce v-a arătat acum este coperta cărții. O țin în brațe pe fetița mea. La vremea respectivă, Japonia era după cutremur și era ca o fetiță pe care poți să o duci în brațe. Despre proiectul pe care Aurora Fabricius l-a menționat, am bucuria ca piesa mea de teatru, publicată la editura Eco Transilvan, Faptele Îngerilor, și care a beneficiat de o prezentare făcută de domnul Radu Șerban, să fie tradusă în limba japoneză și în pregătire la un teatru nou din Yokohama. Traducerea în limba japoneză este făcută de un tânăr, un adolescent, provenind dintr-o familie mixtă, mama o româncă măritată cu un japonez, doamna Mihaela Serbulea. Traducătorul se numește Luca Tagaki, care au în cercul lor de prieteni o doamnă japoneză, Yoko Uchitsu, specialistă în teatru nou. Am fost foarte surprinsă că această piesă, Faptele Îngerilor, a ajuns așa, tot prin căile Domnului sunt necunoscute. Nu m-aș fi gândit niciodată că o piesă de-a mea să aibă elemente de teatru nou. Am avut o corespondență foarte activă cu traducătorul meu, Luca Taguchi, și pentru că trebuia să știu elemente de teatru nou, mi se puneau niște întrebări, dacă sunt de acord, dacă vreau ceva. Am pus mâna pe carte, ca să zic așa, să știu mai multe despre teatru nou. Pentru că cineva mi-a spus, zic, eu nu știu nimic despre teatru nou. Și atunci mi-a spus, ba știi, dacă cineva crede că eu știu despre teatru nou ceva, atunci să învăț. Și am învățat. Cei au determinat să considere această piesă ca posibilă pusă în scenă pe un teatru nou au fost. Este o piesă religioasă, deci au... Fac un pod între lumea sufletelor, de fapt, între lumea spirituală și lumea reală. Și am zis, da, sunt de acord cu aceste lucruri. Tema principală este întoarcerea acasă. O tânără, Tintin, se numește în piesă, pleacă de acasă și se reîntoarce, pleacă. Colindă lumea, se reîntoarce după mulți ani acasă. Ce găsește acasă când se întoarce? Rămâne de definit, m-au întrebat, echipa de traducători m-a întrebat, ce înseamnă acasă? Și atunci m-am întrebat și eu ce înseamnă acasă. Casa din copilărie, casa în care te-ai născut, casa în care ai născut, casa în care ai iubit, casa pe care o duci în spate toată viața, sau interiorul tău? Pentru că este, în piesă este vorba și de mina de sare de la Turda, acolo de fapt se petrece acțiunea, și aveam posibilitatea să aleg, să definez, să dau o idee pentru a se lămuri ce înseamnă acasă. Și un al treilea element care a determinat să fie
acceptată ca piesă în teatru nou a fost Purtarea măștilor. M-au întrebat cum văd eu acest lucru și i-am rugat, n-are nicio legătură cu pandemia. Teatrul nou se joacă cu mască de lemn întotdeauna și i-am rugat să pună mască de pânză, cum se făcea în teatru antic. Acestea au fost elementele și poezia, metafora, personajele care sunt simbolice, vântul de primăvară, ce spunea domnul ambasador, care are o mare importanță în cultura japoneză, salcia, picătură de apă, cântec de leagăn, sunt elementele pe care Tintin le regăsește când se întoarce acasă. Mulțumim pentru această confesiune. Vreau să vă subliniez că, dincolo de talent, sensibilitate și fragilitate, descoperim o putere a credinței în existență la Clelia Ifrim, care trebuie să ne dea de gândit și să ne învețe. Noi, de obicei, la aceste colocvii, la Casa Schiller, avem participări, dacă cineva vrea să le pună întrebări, dacă conferențiarii mai au ceva de adăugat, dacă nu, să mai facem o lectură bilingvă, cum credeți? Dorește cineva să îi le pună întrebări? Să completeze? Anca Luliu. Aș dori, dacă mai poate, una, două sau chiar trei lecturi bilingve. Bun, ia uite. Fereastra cu 1000 de trupuri. În fiecare dimineață deschid o fereastră. Cele mai mici au mărimea unui privighetori. Ce poți să-i spui unei privighetori? Nimicuri albastre ca un adagio în re minor. De exemplu, dacă închizi fereastra, eu o să rămân afară. Urmează amănunte. Sau, dacă vrei să vorbești cu mine, te aștept în salonul numărul 6. De aici nu mai urmează nimic. În fiecare dimineață deschid o fereastră. Fetița pasnicului de noapte merge prin salon, în vârful picioarelor, să nu trezească pacienții. Îi face semn violonistului și amândoi vin lângă mine. Încăpem toți trei într-o fereastră de mărimea unui privighetori. În fiecare dimineață deschid o fereastră. Călugărul este cel mai mic dintre noi. Azi a plecat în oraș să facă rost de bani, să cumpere un lighean nou, săpun, prosoape, paie noi ca să schimbe saltelele și var să văruiască pereții. În salonul numărul 6 suntem 1000 de pacienți. Stăm toți în dreptul ferestrei de mărimea unei privighetori și îl așteptăm să se întoarcă din oraș. Das Fenster mit 1000 Körper. Jeden Morgen öffne ich ein Fenster. Die Kleinsten haben Nachtigallgeräusche. Was kannst du einer Nachtigall schon sagen?
blaue Nichtigkeiten wie ein Adagio in D-Moll. Zum Beispiel, wenn du das Fenster schließt, bleibe ich draußen. Es folgen Teilstücke. Oder wenn du mit mir reden möchtest, ich warte im Krankenzimmer Nummer 6 auf dich. Ab hier folgt nichts mehr. Jeden Morgen öffne ich ein Fenster. Das Mädchen des Nachtwächters schreitet durch das Krankenzimmer auf Beinspitzen, um die Patienten nicht zu wecken. Sie winkt dem Violinisten zu und beide kommen neben mir. Wir alle drei passen in ein Fenster von Nachtigallgröße. Jeden Morgen öffne ich ein Fenster. Der Mönch ist der Jüngste unter uns. Heute ging in die Stadt, um Geld zu verschaffen, um ein neues Waschbecken, Seife, Handtücher zu kaufen, frisches Stroh, um die Matratzen zu füllen und Kalk, um die Wände zu streichen. Im Krankenzimmer Nummer 6 sind wir 1000 Patienten. Wir sitzen alle vor dem Fenster wie eine Nachtigallgröße und warten, dass er aus der Stadt zurückkommt. Adăpost. Întunericul înseamnă să iubești rădăcinile, să faci pentru ele alfabetare de pământ și să scrii în limba lor. Și eu am fost aici. Ele vor citi și vor adăuga un rând pe care tu nu știi să-l citești. Unterkunft. Die Dunkelheit bedeutet, die Wurzeln zu lieben. Für ihnen sollst Erbuchstabenspiele machen und in ihrer Sprache schreiben, auch ich war da. Sie werden lesen und eine neue Zeile hinzufügen, die du sie nicht lesen kannst. Ai citit una? Muntele măslinilor. Singurătatea are culoarea portocalelor. Am găsit una în taiorul mamei, verde ca frunza de măslin, cu două buzunare. În primăvara aceasta am cumpărat un întreg munte de măslin sălbatici. Am pus câteva frunze în buzunarul celălalt. Singurătatea are culoarea frunzelor de măslin sălbatic. Der Ölberg. Die Einsamkeit hat Orangenfarbe. Ich fand eine im Mutters Damenkostüm, grün wie das Olivenblatt, mit zwei Taschen. Diesen Frühling kaufte ich einen ganzen Berg wilden Oliven. Ich tat ein paar Blätter in der anderen Tasche. Die Einsamkeit, es hat die Farbe wilder Olivenblätter. Îi bine? Mai vrea încă? În salonul numărul 6 face referință la piesa de teatru a lui Cehov. Deci unde erau internați oameni cu probleme psihice, doctorul care îi îngrijește pentru că vrea să le ofere un regim de viață mai bun, la rândul lui este băgat cu forța și devine unul din pacienți. Da? În salonul numărul 6, unde
am scris eu, suntem 1000 de pacienți. Un violonist, o fetiță, o scriitoare și un călugăr. Fiind cel mai tânăr dintre noi, el are posibilitatea să plece în oraș și să facă rost de bani pentru lucrurile care noi avem nevoie acolo, în salonul numărul 6, unde acum cred că trăim toți. Mulțumesc! Ei, da? Sigur că nu vreți să se termine seara, am înțeles. Este viață ce ne propune Clelia Ifrim. Vă rog, mai profitați de distinși conferențiari, de invitații noștri. Îi rog și pe dânsii dacă mai vor să completeze. Nu vreți să se termine seara, am înțeles. V-am spus că poezia și muzica va trebui să nu le lipsească în viață. Vreau să mă duc în japoneză? N-am înțeles. Puneți încă o dată întrebarea. Dacă eu scriu în japoneză... Dacă sunt multe lucrări de astăzi traduse în limba japoneză. A, câte sunt traduse în japoneză. Deci am cartea My Love Japan tradus în japoneză, câteva articole publicate prin reviste, în revista Ko din Nagoya, eseuri despre haiku traduse în japoneză și această piesă de teatru acum, Faptele Îngerilor. Mulțumesc. Puteți numi câțiva dintre traducători? Deci, My Love Japan e tradusă de Hidenori Hiruta, da? De la Akita International Haiku. Iar Faptele Îngerilor este tradus, așa cum v-am spus, de Luca Takagi. Luca Takagi? Da. Da. L-ați cunoscut? Nu, nu l-am cunoscut. Problem... Eu cred că îl cunosc. Ah, mă iertați. Probabil că sunteți bunicul lui. Da. Nu știu cine sunteți. Vă rog să vă prezent. Sunt bunicul lui. Da, asta. Deci... Da. Luca, după cum v-am spus, un adolescent, mi-a spus o să vină și bunicul meu. Mă uitam în sală, eu nu-l cunosc, așa că acesta este bunicul traducătorului meu și tatăl doamnei Mihaela Sărbulea, care conduce această echipă de traducători și de teatru nou. Mulțumesc că ați venit! Da. Mulțumim. Chiar a fost o surpriză, vă așteptam. Nu știam cine e. Profit și eu să vă spun că am cunoscut-o bine pe doamna Mihaela Șerbulea, mama traducătorului, da. O doamnă extraordinară care venea la evenimentele noastre culturale de la ambasadă, de o cultură deosebită și vă felicit pentru educația pe care i-ați dat. N-am înțeles. Am cunoscut-o bine pe fiica dumneavoastră, pe doamna Șerbulea, la Tokyo. Venea destul de des la ambasadă, pe la evenimente. Și pe mine. Și... Prima dată când ne întâlnim în România, dar în Japonia ne-am întâlnit de mai mult. Vă felicit pentru modul în care ați educat-o. Acum e meritul ei, nu numai al nostru, al părinților. În primul rând. Mulțumesc foarte mult, da. Și că ați venit, da. Și pentru fotografii. Nu am decât un exemplar. Așa că... A, vi le dau, vă mulțumesc. Mi-a primit o fotografie și am rămas impresionată. E frumos așa ca un prinț indian, un prinț japonez. Are vreo semnificație în parte? Deci am întrebat dacă titlul volumului, Miei lui Abel, are vreo semnificație aparte. Nu știu de ce l-a ales doamna. Da. Așa. Mersi. Mulțumesc. Miei lui Abel este, sau Abel în sine,
Nu este nevoie să vă spun, știți toți, lumea la ora actuală cam așa se prezintă, dar pentru mine este o temă foarte dragă. Mai am o piesă de teatru intitulată Omul Rândunică, pe numele său Abel Călătorul. Aceasta este legătura. Deci vreau să vă mai invit. Vreau să vă mai invit, fiindcă cultura unește, deschide porți și unește. E mică lumea? Vă rog să vă apropiați. Chiar merită, volumul este absolut fabulos. Este, să zic, o poezie care aproape nu poate fi citită de oricine cu glas tare. Sunt poezii atât de sensibile și atot cuprinzătoare, încât acasă veți descoperi farmecul acestui volum miei lui Hammer. Vă rog frumos, dacă mai doriți să mai completați, v-am spus să profitați de acești doi distinși invitați care știu totul despre devenirea ca scriitor a Cleliei. I-am citit volumele, îi știm talentul și chemarea și vă aștept să le mulțumim într-un fel, pentru că sigur că n-o să-i ținem așa în așteptare. Mai vreți să completați ceva? Tot autoarea ne salvează. Nu pot să plec de aici fără a mulțumi unei persoane foarte dragi. Este vorba de doamna Michiela Poenaru. Nu este aici și nu o fac de complezență, o fac din toată inima. Cartea a apărut cu ajutorul domnului Vasile Poenaru și mai ales prin generozitatea doamnei Michiela Poenaru, și îmi exprim public gratitudinea pentru dragostea care știu că mi-o poartă. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru această seară și doresc să menționez că la Casa Schiller din 2016 au loc lunar, aveau loc cel puțin lunar, cenaclul de haiku. Au prezentat și o serie de poezii, de volume, și au făcut și niște expoziții de fotografie. Din păcate, de anul trecut această activitate s-a oprit, dar m-aș bucura foarte mult dacă am mai face o seară japoneză cu lectură, cu tot ce doriți dumneavoastră, prezentare de cărți, poate în decembrie, poate în ianuarie. Mi-ar face foarte mare plăcere și poate că ați și dumneavoastră și cărți, și să fie într-un fel și o mică dezbatere între modul în care dumneavoastră scrieți și dumneavoastră. Mă gândeam. Și încă o dată vă mulțumesc foarte mult, mult succes mai departe și vă mulțumim foarte mult pentru participare.